Bună ziua, bine ați venit. Suntem la conferința de presă înaintea meciului cu CS Mioveni de mâine seară, de pe Arena Națională. Alături de noi este domnul Leonard Strizu. O să-l rog să facă o introducere pentru meci, după care, dacă aveți întrebări, vă stă la dispoziție. Bun, în primul rând, bună ziua. Ne așteaptă un meci greu, pentru că echipa deja are un parcurs foarte bun. Avem... Sunt trei rezultate pozitive. Din ce am constatat la antrenament, echipa are o dispoziție foarte bună. Chiar tratează meciul, sunt interesați, vor să trateze meciul cu foarte mare atenție. Ar fi păcat ca să se întâmple ceva ce nu ne dorim la acest meci. Întâlnim o echipă bine organizată, chiar dacă locul în clasament este al lor, de exemplu, și atunci ne interesează să tratăm ca pe un oricare ar fi alt meci cu echipele bune. Din punctul meu de vedere, sau din punctul antrenorilor, Mioveniu practică un sistem greu de pătruns pe faza lor defensivă, se închid cu 3, joacă cu 5, cu 3, 2 în față și urmăresc foarte mult contraatacul, ce am văzut și la meciul cu Viitorul. Un jucător interesant, Carnat, care este un jucător bun din punctul meu de vedere. Noi o să avem același joc de atac. Echipa la ultimul meci în deplasare, din punct de vedere pentru partea ofensivă, a stat foarte bine, am avut 3 goluri. De menționat că golurile au fost marcate de toate cele 3 compartimente, apărare, mijloc și atac. Este un lucru bucurător pentru că avem posibilitatea să înscriem indiferent că este fundaș, mijlocaș sau atacant. Ne-am creat alte ocazii, am spus că aproape 2 sau 3 au fost clare. Am avut un număr foarte bun de șuturi la poartă, spre poartă, 20, dintre care 9 sau 10 au fost pe spațiu porții. Deci echipa își dorește, arată un joc bun și cred că și-aș dori să fie până la sfârșitul lunii. Dumneavoastră ați reușit să treceți peste euforia primei victorii la FCSB pe banca echipei? Euforia victoriei. M-a bucurat că am făcut primul pas cu victorie, dar bucuria este colectivă, atât pentru jucători cât și pentru staff, din punctul meu de vedere. Mă bucur pentru acest rezultat. Și mai ales pentru ce v-am explicat, pentru statisticele care în viitor mie îmi dau încredere. S-au scris multe, s-au vorbit multe după primul meci. Ar vrea să ne spuneți și dumneavoastră exact cum decur lucrurile la antrenament. Cine face antrenamentele dumneavoastră, ce rol aveți sau cum se lucre, pentru că nimeni nu știe concret cum e. Deci trebuie să menționez acest fapt. Am fost m-a ales patronul, sunt mândru că m-a ales pe mine, dar eu am venit în timpul din mers și în care Pintili are rolul cel mai important. Nu are rost să mi-aduc eu merite, nu. Planul secundar este ocupat de mine. E și normal pentru că ăsta a fost drumul și va fi drumul în continuare. Interveniți în antrenamente, dacă spuneți că planul secundar e al dumneavoastră? Mă consult cu Pintili. Ne consultăm. Pintili este deschis. Vă cere sfatul? Adică vine la dumneavoastră? Vorbim, analizăm și adversarul, analizăm jocul, dar v-am spus, încă o dată mă repet, care este rolul meu. Au apărut acele imagini cu dumneavoastră de la biserică și s-a spus că a făcut asta doar pentru... Haideți să vreți să vorbim subiectul ăsta. Sunt deschis, doar că nu aș vrea acum. A
Din ce ați văzut așa la FCSB, sunt jucători care v-au nemulțumit așa, sau care vă nemulțumesc de cum, de evoluția pe care au avut-o până în momentul de față și ar putea mai mult și nu știu. Din punctul meu de vedere, ce am văzut, eu particip la... Eu particip întotdeauna, de când a început campionatul, eu am fost prezent la antrenamentele, indiferent cine a fost antrenor. Întotdeauna m-a preocupat să nu să fiu aproape, să văd modul de lucru, m-a interesat, m-a lui Edi, a lui Dică, a lui Tony, și atunci am fost prezent la antrenament. Tot din punctul meu, mă repet, nu am întâlnit echipă mai disciplinată și mai organizată în timpul antrenamentului. Am fost la echipe, știu atmosfera de la alte echipe. Cu această echipă ți-e mai mare dragul să lucrezi. Știu de unde, cine este mentorul sau cine a impus această disciplină, dar pentru antrenor, pentru orice antrenor, este foarte ușor să lucrezi cu asemenea jucători. Dar știți foarte bine că au fost oameni de fotbal care au spus că în jocul echipei, deci strict jocul echipei, e un haos la un anume moment, mai ales când erați în Conference League. Sunt lucruri care nu aș vrea să le discut, pentru că aș vrea să discut doar ce înseamnă aceste ultime 5 etape. Patronul, după meciul de la Botoșani, spunea că l-a mulțumit rezultatul, dar nu l-a mulțumit jocul. Dumneavoastră ați apucat să vorbiți cu Gigi Becali după meciul de la Botoșani? Nu. Decizia patronului este cea mai importantă, dar eu am spus, am nou venit în acest colectiv, ceea ce am văzut la antrenamente și ceea ce am văzut la acest joc de la Botoșani îmi dă mari speranțe că se poate termina foarte, foarte bine această campanie de 5 etape, incluzând și cupa. Acolo mai puțin. Ce mai știți de Giuma? Pleacă, nu pleacă? Vorbi despre el. Iarăși mă depășesc, cred că acolo vorbește doar patronul. Eu cred că acest lot va arăta foarte bine și va forma o echipă care va face ambele faze, atât de cea de apărare cât și cea de atac. V-am spus că faza de atac, pe mine, fiind și un jucător care am fost pentru atac, m-a impresionat. N-are rost să mai dau nume, vârful, mijlocașul lateral, interii și părțile laterale în care ușor, dacă această echipă a avut puterea să înscrie 3 goluri în deplasare și au mai creat alte ocazii. Numărul de șuturi va înspre poartă, numărul de acțiuni a fost foarte mare. Eu cred că ușor va fi o echipă bună și plăcută, ceea ce vrea și patronul. Nu. Acest grup de care îmi spunea și Pintili, pentru că Pintili este mult mai activ ca mine în interiorul echipei, acest trio care sunt foarte buni prieteni, mijlocașul central și cei doi interi care se suplinesc, ei sunt un grup aparte care și de prietenie și în interior și în exterior. Asta ajută foarte mult să dezvoltăm un joc foarte bun. V-am zis, eu vorbesc la modul general, nu știu dacă n-ați observat, dar v-am zis, antrenamentele sunt făcute la un nivel foarte ridicat datorită jucătorilor care se implică 100%. Nu se aud reproșuri, n-am văzut certuri, totul este constructiv. E adevărat că am făcut unele greșeli, nu le pot spune pentru să le dau pe o bază de emoții, doar că poate am fost eu un pic prea necontrolat.
Mulți spuneau că nu cunoașteți lotul FCSB-ului, că ați încurcat jucătorii. Eu am încercat să spun locuirea, da, acea înlocuire în care Popescu a jucat foarte bine prima repriză și a intrat și Miculescu la fel de bine. Iarăși este un câștig pentru FCSB Miculescu din cel văd la antrenamente. Având în vedere că jucați cu ultimul loc din clasament, la plus câte goluri trebuie să câștige echipa ca să fiți și dumneavoastră mulțumit și patronul? Eu vorbesc în numele meu, eu aș fi mulțumit să putem să scoatem maxim din aceste etape. E adevărat să meciul jucăm întotdeauna, primul meci este cel mai important, da? Nu are rost să ne gândim acum la Târgoviște și la CFR Cluj. Echipa, v-am spus, este potentă, are poftă, ușor, ușor se vor, va veni și oboseala pentru că este o perioadă foarte scurtă, dar mult m-ar interesa personal să mergem din victorie în victorie. Aveți o relație foarte bună cu domnul Becali, au mai existat telefoane la pauză de sfaturi din partea dânsului? N-am, atât de preocupat am fost că a fost primul meci și nu cred că a primit cineva vreun telefon din partea domnului Becali. Deci este o relație, v-am zis, domnul Becali îi hotărăște, da? Noi suntem simpli executanți, din punctul meu de vedere. Poate altcineva are altă impresie sau altă... S-a zis că aveți o relație foarte bună și cu Dumnezeu, mergeți la biserică înainte. Asta este ultimul subiect? Nu, domnul Iorbenescu vine la conferința de presă cu foaie pe care își notează anumite detalii și anticipează anumite întrebări. Ne puteți spune și cu ce ați venit pe voastră pregătit? Că v-am văzut că ați înșirat la început. Nu, am venit, mi-am făcut o schițare a Mioveniului, da, și celelalte lucruri pozitive ale echipei la ultimele două meciuri. Și prezentați asta și lui Pintelis sau? Ne consultăm, da. Puteam să luăm subiectul cu biserica. Bun. Nu aș vrea să intru foarte mult în acest subiect pentru că biserica, relația mea, prietenia mea cu anumiți preoți, cu anumiți parohi, este strict personală. Eu merg la biserică de când eram jucător. Nu am venit acum, nu mă duc la biserică doar în bază, doar când bază vin înainte, primul drum ar fi în funcție de cum este deschisă, dacă am antrenament după amiază nu găsesc, dar dimineața vin și cer binecuvântarea preotului. Acum la conferință, de exemplu, ați venit de la biserică? Nu, am venit azi dimineață, când am fost, că a fost slujbă. Dar, cum? Da, nu, că... Deci nu aș vrea să intru foarte, foarte amănunțit. Deci nu vreau să impresionez pe nimeni. Ăsta este ceea ce simt eu, sufletul meu, în această relație cu biserica. Și mă interesează doar pe mine. Eu cred în... Am o anumită sfântă, Sfânta Xenia, care de câte ori mi-a fost greu, prin rugăciunile care le-am făcut, am simțit aproape de mine. Și acum aș vrea să închid acest subiect de biserică. O singură întrebare mai am legat de Iani Stoica, care se tot vorbește că ar putea fi împrumutat la Cluj. Ar fi mai bine pentru el să plece, că apar articole în care spun că Iani Stoica nu ar dori să plece la Cluj. Pentru mine, Iani Stoica, de câte ori mi-a coborât la jocuri, la echipa a doua, a fost un jucător care, nu vreau să folosesc, să spun că a fost exemplu. Cam meciul de divizia ce acolo suntem, l-a abordat la fel ca și meciul cum ar fi cu să joace în divizia. Pentru mine, Iani Stoica este un jucător bun, cu perspectivă bună, doar că trebuie să fie un pic mai atent și mai concludent. Aveți un lot foarte bun, foarte disciplinat. Vă mulțumesc mult de tot.